O amplă acțiune a polițiștilor rutieri a avut loc aseară pe raza municipiului Roșior de Vede. Scopul acțiunii a fost depistarea șoferilor care folosesc telefonul mobil în trafic, au consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan sau nu poartă centură de siguranță. Printre cei opriți de polițiști s-au aflat și două șoferițe care au uitat să-și pună centura când au plecat la drum. Folosirea telefonului mobil, purtarea centurii de siguranță și consumul de băuturi alcoolice. Să consumăm băuturi alcoolice? O să facem o testare. Suflați constant 7 secunde, fără să vă opriți, da? Continuați. Suficient. Zero. Aseară au avut loc acțiuni preventive pe raza județului Telorman pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Polițiștii au efectuat sute de testări cu aparatul etilotest și au aplicat sancțiuni celor care încalcă legea. La data de 9 martie anul curent, în intervalul orar 18:02, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Telorman au desfășurat acțiuni preventive la nivelul județului pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, fiind întocmite dosare penale și aplicate sancțiuni contravenționale pentru diverse abateri privind circulația pe drumurile publice. Acțiunea a avut ca scop depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere și conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, la acțiune participând și reprezentanții ai Agenției Naționale Antidrog, filiala Telorman. În urma activităților preventive desfășurate pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 108 sancțiuni contravenționale, au reținut 15 permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunilor au fost efectuate 229 de testări cu aparatul etilotest și 3 testări cu aparatul drugtest. Polițiștii au deschis dosare penale celor depistați în trafic, deși se aflau sub influența alcoolului sau nu aveau permis de conducere.